Antrenoarea de atletism Cristina Casandra de la CSM Suceava, în colaborare cu grădinița cu program prelungit Așchiuță din Suceava, a organizat o acțiune sportivă pentru copiii de la grădiniță în sala de atletism a CSM Suceava. Acest proiect are drept scop îndrumarea copiilor de a face sport și mișcare. De asemenea, acțiunea este și un mijloc de a face o selecție celor mai buni copii pentru atletism, chiar dacă vârsta acestora este una destul de mică. În jur de 110 copii de la grădinița Așchiuță au luat parte la această acțiune, însă antrenoarea Cristina Casandra a declarat că este deschisă la colaborări și cu alte grădinițe din Suceava, chiar și cu școli. Această activitate face parte din cadrul proiectului educațional Calocagatia. Copiii au participat la diverse jocuri și acțiuni care au avut ca scop îndrumarea spre mișcare. Despre acțiunea de azi pot să vă spun că este o acțiune dedicată sportului. Eu am o colaborare cu grădinița, cu un program prelungit Așchiuță, despre ei este vorba. Este un proiect în care se dorește, să spunem așa, îndrumarea copiilor pentru a face mișcare. Este un lucru deosebit și pe mine mă bucură faptul că reușim să colaborăm cu ei, să-i ajutăm pe copii să facă acest lucru, să se miște, să facă sport, să îndrăgească sportul și, de ce nu, este și un mijloc de a face o selecție. Este adevărat, vârsta lor este destul de mică, dar încet, încet, eu am și un proiect prin care încerc exact pe aceeași temă să merg, de a-i încuraja pe copii să facă sport, chit că vor face sau nu performanță, se vor îndrepta spre acest lucru și cred că obiectivul acesta este, și eu zic că îl atingem, îl îndeplinim, de a face mișcare și copiii să se simtă bine. După cum se vede, cred că se distrează la maxim și asta este cel mai important lucru pentru ei.